Frați și surori, dimineața aceasta, cuvântul Domnului care a fost citit în deschiderea programului ne provoca la ceva și este foarte ușor ca să scoți un text din context și să-ți formezi un pretext. Într-adevăr, Domnul se uită la inimă, nu la ceea ce izbește ochiul. Cu ceva timp în urmă, prezentam acest pasaj din Sfânta Scriptură în fața dumneavoastră și întrebarea care mi s-a pus mie personal această întrebare într-o altă biserică unde eram, de un om al lui Dumnezeu, de un frate, și mi-a întrebat: frate Nicu, de ce în dreptul lui Eliab, fratele cel mai mare al lui David, spune Domnul, l-am lepădat, și în dreptul celorlalți frați ai lui zice, nu i-am ales, că e diferență. Și am încercat să explic cât am știut și dumnealui mi-a zis în felul următor: dă o pagină numai Scriptura. Pe pagina cealaltă, atunci când David se duce la frații lui trimis să vadă ce mai fac, era un război cu filistenii, și îl vede pe Namil aia mare care aducea hulă împotriva poporului Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu, Saul promite celui care îl va bate pe Goliat, care îl va ucide pe Goliat, multe lucruri și zice, dacă îl va omorâ cineva, împăratul va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fica sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. Dar nu, el nu s-a gândit în primul rând la acest aspect David, ci ceea ce l-a făcut pe el să meargă să lupte împotriva lui Goliat a fost faptul că acest netăiat împrejur, așa cum îi zice David, hulea oștirea celui preanalt, își bătea joc. Și fratele lui mai mare, Eliab, zice, îți cunosc eu răutatea inimii. Ce cauți aici între noi? Ai venit să te dai mare. În fața și în mijlocul fraților săi, David este uns ca și împărat și Eliab vede lucrul ăsta. Și în momentul ăla se umple de invidie și de ură împotriva lui David. Dumnezeu vede mai departe decât vedem noi. Dumnezeu să ne păzească de aspectul ăsta. Noi toți suntem împreună slujitori cu Dumnezeu. Unul seamănă, celălalt udă, dar cine face să crească este Domnul. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Dumnezeu să păzească slujitorii din biserică de acest duh de invidie. Amin. Atât am vrut să spun în direcția asta. Ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă zilele trecute este cu totul și cu totul deosebit, adică deosebit, diferit, mă scuzați, față de ce am vrut să zic. Haideți, vă rog, să stăm ridicați. Să deschideți împreună cu mine la Ioan capitolul 6. Un singur verset. Versetul 12. În urma citirii acestui verset, aș dori cu toți împreună să ne rugăm Domnului pentru cuvântul care este binecuvântat, să fie binecuvântat în inimile noastre. Amin. Să ne rugăm și să vă rugați pentru mine personal ca Domnul să îmi dea în continuare, el, așa cum spunea un frate și îmi place expresia asta, Duhul Sfânt să-mi formuleze frazele potrivite pentru fiecare dintre noi. Citesc versetul 12, după care ne rugăm. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Ne rugăm. Inițial intenționam ca împreună cu Dana și cu Semi să fim
într-o altă biserică în dimineața aceasta, la aproximativ 1000 de kilometri distanță, dar situația așa a fost de natură încât a trebuit să rămânem acasă. Rămânând acasă, știind dinainte că vom rămânea, m-am zbătut între două idei, de fapt. Și totuși, până la urmă, asta mi-a rămas cumva mai impregnant, mai apăsat așa în mintea și în inima mea. Spusele Mântuitorului, după ce acele 5 pâini și 2 pești au fost înmulțite, și dacă nu mă înșel, într-o vineri seara, cred că a fost cumva adus în fața noastră acest text, și unul dintre frații care ne îndemna la rugăciune ne provoca să gândim, oare cum s-au înmulțit pâinile alea și peștii? Mântuitorul spune într-o altă parte că a frânt, a dat ucenicilor și a împărțit. Probabil că nu se mai gătea din pâinile alea, tot rupea și iar și tot rămânea și tot rămânea. Nu asta este important, cum? Mă gândeam, fiind schimbul 2 săptămâna asta, lucrez în schimburi, bineînțeles, și când e schimbul 2, îs acasă, dar nu-s acasă, la fel ca și când e schimbul 3, îs mai absent, noaptea dorm, ziua mă odihnesc. Schimbul 2, iară, nu-i mare diferență între orele care le-am la dispoziție. Mă duc la orele 1 la lucru, ajung, preiau schimbul, la 10:30 ajung acasă seara, dacă apuc să stau de vorbă, stăm de vorbă un pic, mă pregătesc de somn, dacă vreau să citesc ceva, mă ia somnul, praf. A doua zi dimineață mă trezesc pe la 8:30-9 și zilele astea au fost un pic de action, așa de acțiune, și mă întrebam într-o zi în parcare, într-adevăr, Iisus zice ucenicilor, fărâmiturile, resturile, să nu se piardă. Eu, ce am dat Domnului săptămâna care a trecut? Că de fapt, dacă mă gândesc mai bine, hrănesc sufletul meu. Dacă te gândești mai bine, îți hrănești sufletul. Cu ce? Cu fărâmituri. Apuci, deschizi Biblia, citești un text, știu eu, după aceea nu mă vezi că ți se închid ploapele, așa nu țin minte, mă duc să mă culc, dimineața te trezești mai târziu, poate, și uit așa și iar așa. Mă întreba Dana seară, cine predică mâine? Zic, eu. Ce? Zic, de resturi. Predicăm de resturi. De fărâmituri. Vedeți, viața asta noastră este o continuă alergare. Și mi-am dat seama foarte mult când am venit în Germania la sfârșitul 88, începutul 89, că aici e și mai complicat. Reguli. Termine. Eu n-am știut cuvântul ăsta termin în România, nu știu dacă voi l-ați știut pe vremuri de mult. Când am venit termin, ce e la termin? Programarea, adică la 9 ești programat să ajungi acolo. Nu trebuie să fii la 9 acolo, trebuie să fii la 9 fără 10. Eram în Nürnberg cu prietenul meu care fugisem din România, apropo, și o familie care ne-au îndrăgit. Eram undeva doi băieți acolo și tot ne chemau la ei la masă. Familie mai în vârstă. Acum dumnealor au trecut la Domnul. Ne spunea, la ora de sâmbătă vă așteptăm la masă, la ora 10. De exemplu, noi mergeam la 10:10, 10:15, 10:20, dar mergeam. Și dacă nu, începea să ne certe. Păi băi, am zis că la 10. De ce veniți la 10:15? Da, am venit. Dar nu se poate. Ei, un mod de viață care trebuie să îl învățăm și să-l punem la punct. Și ne dăm seama că în iureșul ăsta, în alergarea asta,
Ne hrănim sufletele noastre de atâtea ori numai cu resturi, numai cu frimituri. În Matei 15 vine o femeie la Domnul Iisus disperată și apelează la bunătatea și la îndurarea Lui și zice: ai milă, fiica mea este muncită de un drac, de un duh. Zi ceva, fă ceva și nici nu o bagă în seamă. O ignoră total. Și asta strigă și mai tare. Și ucenicii zic la un moment dat, auzi, dă-i drumul. Ne face de rușine, uite, strigă după noi în gura mare. Mântuitorul se întoarce și zice, nu-i bine să iei pâinea de la copii și să o arunci la căței. Era cananită femeia, pentru că așa îi considerau evreii pe cei din Samaria, câini. Și ea zice, da, ai dreptate, dar și căței mănâncă ce cade de la masa stăpânului sau copiilor, adică resturile. Și în momentul ăla zice Iisus, o, femeie, mare ți este credința, du-te acasă. Și în momentul ăla fiica ei se tămăduiește. Pe de altă parte, societatea în care suntem, lumea în care suntem, este de așa natură încât totul e contra cronometru. Vorbeam cu un frate aici vineri seara, cred că, dar nu mai rețin cu cine, dar mi-a rămas ideea. Nu mai avem timp. Totul este programat, totul este bine secționat. Dacă nu te ții de una și de alta, riști să ieși afară din sistem pe undeva. Și atunci te duci, de exemplu, te duci la restaurant și comanzi o mâncare. Doamne ferește dacă durează mai mult de 15 minute. Păi imediat îl chem pe ospătar, pe chelnă. Domnule, pe ce sunt? Așteptați, domnule, că e în bucătărie, comanda e preluată, nu? Cel mai repede, la drive-in. Nici nu trebuie să cobori din mașină. Dai numai geamul jos, welcome by McDonald's. Irebește el un bite. Și zice acolo, bla, 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 mai faci 5 metri în față, zi banii și încă la un metru mai în față îți dă mâncare. Cât a durat? 2 minute? Maxim? Dacă vezi că sunt înaintea ta câteva 3-4 mașini, păi stau la coadă, nu se merită, mă duc la celălalt. Și uite așa, viața noastră are ciclul ăsta. Și nu numai că trăim în sistemul ăsta, dar am ajuns să ne lucreze la psihic chestiile astea și nu mai avem răbdare. Nu mai avem răbdare. Știți care este riscul? Ca și în biserică să fie la fel. Un fel de drive-in. Apeși pe buton și trebuie să se întâmple imediat ceea ce ai cerut. Mă gândeam când îmi scriam ideile astea, dacă biserica noastră ar fi la parter, noi suntem la etajul 1, har Domnului, dacă ar fi la parter, noi pe partea aia avem așa un culoar și la un geam să stă Ionuț, fratele Ionuț, și la celălalt fratele Aurel și dincolo știu eu altul. Și să veniți cu mașinile așa, nici să nu intrați în adunare. Să veniți cu mașinile, bine ați venit la Biserica Betel, ce doriți? O rugăciune, poftiți, la următorul geam. Păi ce următorul? Bine ați venit la Biserica Betel, ce ați dori? Vreau și eu o binecuvântare, poftiți, la următorul geam vă așteaptă. Nu e așa? Că așa vrea să se întâmple, deci instant, nu? Ca și un Nescafe, nu? Apă caldă, l-ai pus acolo, praful ăla, nu știu ce, gata și gata cafeaua. Mai nou, sunt programele care se transmit live. Apropo, cei care ne urmăriți, Dumnezeu să vă binecuvinteze, dacă sunteți bolnavi, dacă sunteți la lucru,
Domnul să vă binecuvinteze. Dar dacă cumva ești acasă și acum îți tragi pătura pe tine așa până sub bărbie și te uiți la noi, nu schimba, stai acolo. Te rog să-ți cauți o biserică urgent. Nu este o soluție asta. Pentru că asta este un drive-in așa. Hai, du-te, vino. Și ce-i cu mâncarea asta? Nu te satură, că după jumătate de oră iar ți-e foame. Oricât ai mânca, iar ți-e foame. Mă gândeam săptămâna asta la lucrurile astea. Ce-i dau eu sufletului meu? Pentru că noi gândim așa, îi dăm Domnului, da, dar eu îmi satur sufletul cu ce? Câți dintre dumneavoastră ați urmărit săptămâna trecută o predică întreagă de la A la Z, de la minutul 0 până la minutul 45 sau 46? Câți? Aveți curajul să spuneți? Domnul să vă binecuvinteze. Următoarea întrebare. Câți dintre voi v-ați uitat la short-uri, la videole alea scurte de 10 secunde? Hai, ridicați acum mâna. De 3 ori mai mult. De 4 ori mai mult. Ați văzut? Pentru că nu mai avem răbdare. Nouă ne trebuie de la 10-15 secunde. Domne ferește să dureze mai mult de 20 de secunde un video scurt. Că imediat l-ai scos afară după playlist. Fărâmituri. Resturi. Și atunci, întrebarea care se pune, chiar Domnul are nevoie de fărâmiturile astea? Chiar Domnul are nevoie de resturile astea? Chiar are nevoie? Pentru că, repet încă o dată, sufletul nostru are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, de hrană. În Luca 12, dă Mântuitorul o pildă și vorbește despre un bogat care i-a rodit țarina foarte mult. S-a uitat la grânarele lui, la magazia, la șopru, cum se zicea la noi în Ardeal, și-a zis, e prea mic, îs prea mici, am să le stric și am să fac altele mai mari ca să mă încapă cât mai mult înăuntru. Și după aceea, deja el se gândea, acum suflete, ai multe bogății, avuții, odihnește-te, distrează-te, fă-ți de cap că ți-ai adunat pentru multă vreme. Noaptea însă, Dumnezeu zice, nebun ce ești, nu știi că în noaptea asta ți se va cere sufletul și ceea ce ai adunat, ce ai strâns, cui va rămâne? Pentru că Deuteronom 8 zice la un moment dat că sufletul, omul, nu trăiește numai cu pâine. Acela răspuns îl dă Domnul Iisus diavolului când este ispitit în pustie. Uite pietrele, ți-e foame? Clar că era foame, că era om. În același timp și Dumnezeu poruncește să se facă semel, Kaiser. Kaiser semel, nu? Te duci la o becăraș și așa de fain miroase. Poruncește și mănâncă-le. Omul este scris, nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și atunci, ce dau sufletului? Dacă n-ai avut niciodată sentimentul ăsta,
de goliciunea a sufletului. Că ceva lipsește. Știți ce se întâmplă? Mâine sentimentul ăsta scade. Poi mâine scade și mai mult. Și îți garantez că în 2-3 săptămâni nu mai simți sufletul gol. Și zici, e bine așa. Mi-am adus aminte de o expresie a unui frate pastor, spunea că la un botez nou testamentar care l-a avut în biserică, a botezat pe un bărbat de vreo 95-96 de ani. Și spunea el, acum mi-era frică, Doamne ferește, să nu se întâmple ceva acolo în bazin, să fac un herț, infarct sau știu eu, și l-a botezat, l-a ridicat. Și după ce l-a ridicat, întreabă bătrânul, ce mai pot să fac pentru Iisus? Și zice el pastorul, nimic. Acum, la 94 de ani, dar până acum, ce mai pot să fac pentru sufletul meu? Ce mai pot aduna? Veniți la biserică, foarte bine. Se cântă, se roagă. Ne dăm silința ca să fie lucrurile cât mai bine, cât mai frumos. Cu ce rămâi? Cu ce rămâi? După ce ieși pe ușa asta de aici când ai coborât în parcare, dacă vine cineva și te întreabă ce cântare s-o cântat a doua cântare? Un exemplu. Mai ții minte? Cântarea când s-o adunat darurile de bunăvoie, ce cântare a fost atunci? Care au fost frații care au slujit la îndemnuri? Ce a spus fratele Ovidiu? La ce ne-a îndemnat? Fratele Ionuț, la ce ne-a îndemnat? Apropo, fratele Nicu, ce a predicat? Nu. Cu ce rămânem, dragilor? Ioan, capitolul 6. Voi știți foarte bine că citiți Biblia. Erau aproape 5.000 de bărbați acolo. Și Iisus i s-a făcut milă de ei, pentru că erau nemâncați de nu știu câte zile. Și le-a zis ucenicilor, dați-le să mănânce. Ce? S-a cotat în buzunare, zice Filip, 200 de lei, dar ce să știa? Să săturăm atâția oameni. A, este un copil aici care are 5 pâini și 2 pești. Iisus, fiindcă știa ce avea de gând să facă, zice, aduceți-le la mine. Dragilor, hai să gândim un pic. 5.000 de bărbați, măi, din 5.000, hai să zicem că în jumate nu au avut nimic la ei. Sau poate mai mult, bă, dar 2.000. 100% că au avut ceva la ei, nu? Pormoneu, doar nu pleci de acasă fără acte, fără nimic, nu? Și când au văzut că îți 200, să fi zis unul, bă, am și eu 5 lei, puneți-i acolo, 5 euro, hai să vorbim în euro, că e mai fain un pic, mai gâdele urechile un pic. Și să fi făcut o colectă și de la 2000 de oameni să fi adunat 5 euro, cât e? 2000 ori 5, cât vine? 10.000, no. Și gata, mergeți și cumpărați pâine și dați la oameni să mănânce. Ok, bani ca și bani, da, merinde, mâncare. Nu fi fost oare nimeni acolo, numai copilul ăla cu 5 pâini și 2 pești. Cum de ăsta a îndrăznit să scoată străituța în fața lui Iisus și a zis, fă ce vrei cu ele. Îmi dau seama că unele lucruri le-am mai spus în biserică și poate că se repetă. Dar spun și eu cum spuneam Apostolul Pavel la un moment dat, mie nu mi-este greu să le repet, dar hai să mă includ și eu, nouă ne este de folos. Să ne fie de folos, frați și surori. Că putea să oprească pentru el pitele și peștii. Că nu îl o provoca nimeni să zică, hai dă pâinea și peștii. Nimeni!
Putea să facă un târg, să zică o pâine pentru mine, patru pentru voi. Un jumătate de pește pentru mine, unul jumătate pentru voi. Putea să facă și asta. Dar uite că n-au făcut. Le-au pus toate în mâna Domnului. Și acum mă întrebam, de ce n-a mulțit Iisus ăia 200 de lei? De ce? Că putea să, din ăia 200 de euro, hai să vorbim în euro, putea să facă 2 milioane, dar ușor, nu? Putea să zică un cuvânt numai și să mulțeau imediat. 2 milioane. Păi mă gândeam, păi fugeau toți acasă, flămânzi cum erau, aia care n-aveau bani la ei, și aduceau toți la Iisus, 5 euro, înmulțește-i. Zice, înmulțește-i, înmulțește-i. Dar erau flămânzi, stomacul lor era gol. Știți ce vreau să vă zic? În rugăciunea Tatăl nostru, când ne rugăm, spunem în felul următor, pâinea noastră, cum? Cea? Mai sunteți aici? Sunteți flămânzi? Că vorbim tăi de semăl și de pita, așa de, așa. Sunteți flămânzi? O zis cineva amin, o zis că e flămând. N-a fost pe fază. Așa. Bun, ok. Doamne Iisuse, ce idee a fost numai? Rugăciunea Tatăl nostru. Cum ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru? Tatăl nostru care ești în cer, așa mai departe, sfințească-se numele tău și ajungem la pâine. Și cum zice la pâine? Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă, astăzi. Nu era mai simplu pentru noi să fi formulat Iisus rugăciunea să zică pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi și te rugai odată în lună și erai happy, fericit că ai rugăciunea aruncată peste 30 de zile. Zice Iisus, pâinea noastră cea de toate zilele, în altă traducere zice, pâinea noastră cea de mâine. Pentru mâine, dă-ne nouă astăzi. Și ne-o dat-o. Pentru că Iisus nu îți va înmulți lucruri care să-ți rupi gâtul, să te duci în cap. De aia n-a mulțit banii. Le-a mulțit pâinile și pești. Interesant că de restul numai de la pitu a rămas, de la carne nimic. Mă două coșuri de pâine au ridicat cu resturi. Ați înțeles? Voi cereți, zice Iacov, și nu căpătați. Din două motive. Cereți fără credință. Sau cereți ce? Cu gând rău, ca să risipiți în plăcerile voastre. De-aia nu căpătăm. Iisus știe că dacă îți dă ceva, ori te mândrești și te duci în cap, ori te îmbuiecești, știți ce e să te îmbuiecești, nu? Te umfli în pene așa, știi? Cine e ca mine, mă? Nu. Și apoi se bucură banca, abia așteaptă să la sfârșit de lună, să-ți ia ținză, să-ți ia dobândă, să-ți ia una alta. Și tu te bucuri că ai un hârb, știu eu, de... Na. Și până la urmă, murmuri, dacă mai ai și vă 2, 3, 4, 5, 6 copii, știu eu, nu gândești un pic. Și bine gândită un pic în Germania chestia asta. Vorbeam cu un coleg de lucru, cu fratele Manu, zilele astea eram pe același schimb, mașina lui s-a stricat și zic, Manu, ți-a luat mașină, băi, nu-mi dă banca, că au zis că nu mi-ajunge banii să rămână la copii și la nevastă ca să trăiască. Foarte bine gândit. Foarte bine gândit. Mai încearcă și în altă parte, am zis. Poate sunt. Aveți grijă, mare grijă. Hai să mergem mai departe. Dragilor, 1 Timotei, capitolul 6, și apoi trecem mai departe. Vreau să citesc lucrurile astea. La 7 la 11. Căci noi, ia auziți, noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Și acum,
Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț, adică în capcană, și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăți și pierzare. Doamne, păzește-ne, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, omul lui Dumnezeu, fugi! Nu sta la taclale, nu sta la târg, fugi de aceste lucruri și caută ce? Neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Cu alte cuvinte, repetăm ce am mai zis odată aici. Iisus zicea, purtați-mi de grijă împărăției mele și eu mă oblig să vă port de grijă vouă. Credincios este Domnul. Credincios este Domnul. 100% credincios. Și voi care știți lucrurile astea și le-ați experimentat, puteți să argumentați și să confirmați. Purtați de grijă împărăției lui Dumnezeu și El ne poartă de grijă nouă. Timotei, tu ai ceva. Ce, Pavele? Păstrează credința și un cuget curat. Dacă dați numai câteva pagini înainte. Să păstrezi taina credinței într-un cuget curat, 3 cu 9 și 1 cu 19. Și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. La ce se folosește și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Frați și surori, îmi doresc pentru toată biserica din loc de aici, pentru dumneavoastră ca și familie, pentru tineri care aveți viitorul în față, puneți-L pe primul loc pe Dumnezeu și neprihănirea împărăției Lui. Și El se obligă să ne poarte de grijă. Ne-a purtat și ne va purta mai departe. Slăvească-i să numele Lui în veci de veci. Când Filip zice 200 de lei, cel puțin unul o gândit dintre ei risipă. În Marcu 14, când vine acea femeie în casa lui Simon leprosul cu acel vas de alabastru și îl sparge și îl toarnă și cu părul capului îi ștergea picioarele Mântuitorului, risipă. Risipă. Iisus stătea în fața visteriei templului cu ucenicii și veneau la templu să se închine. Și scoteau bogații pormoneu din buzunar. Zicea, filmați-mă, faceți poză. 1.000 de euro, 2.000. 5.000, 10.000, toți, uai de mine, fai de mine și de mine. Extraordinar. Și vine o văduvă săracă. Și m-am închipuit-o pe mama, ea n-a avut portofel pormoneu, avea o batistă. Și tot timpul banii ținea în batistă așa. Acea văduvă desface batista. Și când se uită, 2 bănuți. Ping, ping. Zice Iisus, ia, dar cel mai mult. Ia? În comparație cu alții? Da. Pentru că este vorba de atitudine. 1 și 2. A dat cel mai mult? Pentru că aici se uită Hristos, atunci când îi dau Lui, când dau sufletului meu, mie ce mai rămâne? Petru zice, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Să merită oare acum?
Chiar? La asta s-a uitat Iisus. La atitudinea și la cât a rămas. Știți că i-a rămas nimic. Vă garantez că zgârciții viacului acestuia nu vorbesc de Biserica Betel. În ziua judecății Iisus va duce pe văduva aia. Hai încoace. Tu cât ai pus în vestirea templului? Ea nu va zice doi bănuți, a zice atât, tot. Contează atitudinea. Ce rost are risipă? Prin harul și mila Domnului, în ultima vreme am vizitat câteva biserici din diaspora, biserici românești. Și discuțiile care le-am avut cu slujitorii de acolo, știți la ce m-am gândit? N-am spus niciodată lucrurile astea. Slava este a Domnului. Biserica Betel din München este o biserică binecuvântată. Betelul este binecuvântat. Învățați-vă să dați Domnului, nu mă înțelegeți greșit, pentru că nu banul este totul, nein. Dar atunci când este vorba de a te implica, de a te pune în lucrare, de a te pune la dispoziția Domnului, dă-te pe tine însuși prima dată. Romani 12, hai să citesc, pentru că este foarte important. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, adică să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Doamne, ajută-ne! Domnul să binecuvinteze Biserica Betel. Dragilor, la fel ca și voi și la fel ca și ceilalți slujitori, și eu sunt un om ca oricare dintre voi. Cu momente așa și așa. Când sus, când jos. Când sus, când jos. Momente de slăbiciune, momente de descumpănă. Și mulțumesc Domnului pentru familie, în primul rând. Mulțumesc Domnului pentru Dana, mulțumesc Domnului pentru ceilalți slujitori care întotdeauna am simțit sprijinul lor. Cu toate angajamentele care mi le-am luat, cam să dau Domnului tot, sunt sigur și sunt convins că de multe ori l-am dezamăgit, categoric. Dar în bunătatea și în mila Lui ne-a arătat încă o dată și ne arată încă o dată în dimineața asta că este foarte importantă atitudinea cu care vin înaintea Lui Dumnezeu. Să-mi satur sufletul. Am cântat o cântare la timpul de închinare ca femeia cananeancă din Scripturi. Să adunăm, am vrea și noi, frimituri. Dragi frați și surori, eu nu zic că, virgulă, cântarea nu este din punct de vedere teologic corectă. Nu, are ceva tâlc în ea. Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne dă bucata întreagă. Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin mesajul Evangheliei ne dă bucata întreagă. Depinde cât iei tu de acolo. Dacă iei o fărâmitură, nu știu cât îți va ajunge, o oră, două, trei. Dar dacă iei bucata întreagă, cine mă mănâncă pe mâine, spunea Iisus în Ioan 6, are viață. Dumnezeiască Lui putere ne-a dăruit tot 1 Petru capitolul 3, 2 Petru capitolul 3, ce privește viața și evlavia. De aceea, dați-vă și voi toate silințele. În context din Scriptură și apoi închei. În 1 Împărați, capitolul 17, apare un om acolo cu numele de Ilie.
Înainte nu apare și după aceea iară câteva capitole și după aceea e gata. Și mai apare Iacov, vorbește despre el. Se duce Ilie înaintea lui Ahab și zice: nu va fi ploaie în țară, viu este Domnul căruia slujitor sunt, că nu va fi ploaie în țară până la cuvântul meu. Cât? 3 ani și jumătate, ne spune Iacov mai târziu. Dumnezeu zice: împachetează-te și pleacă, că e problemă. Se duce la părucherit, zice: am poruncit corbilor să te hrănească. Și veneau corbii, ciorile, și aduceau dimineața pâine și carne și seara pâine și carne. Și bine mersi, stătea Ilie lângă pârâu, apă rece, bea, aștepta să vină primul corb, aducea pâine, vine al doilea, aducea carne, mânca, iar se culca, iar tot așa. Până într-o zi, și când o zis Dumnezeu: bă, tu faci burtă aici. Ia să închid eu robinetul la pârâu și o secat pârâul, nu mai veni nici corbii. Și zice: pleacă, unde? În Sarepta Sidonului, căci am poruncit cui? Unei văduve să te hrănească. Să duce Ilie, ajunge la poarta cetății și vede o femeie care aduna niște lemne. Și zice: dă-mi puțină apă. Și ea, când se întoarnă să-i dea puțină apă, face: auzi, dar n-am după ce bea apă. Fă-mi și o turtă, o pită să mănânc. Și femeia zice: viu este Dumnezeul tău căruia îi slujești, că n-am acasă. Am venit să strâng niște lemne, am puțină făină și niște ulei, niște unt de lemn într-un lucior, am să mănânc eu și copilul meu și după aceea vison lata, cum zice ungurul. La revedere, murim. Și zice Ilie: du-te și pregătește turta aia numai, fă cum ai zis, exact cum ai zis. Și atunci revin ce spunea Iisus: poartă mie de grijă împărăției mele și eu port, mă oblig să sporție de grijă. Dar dă mai întâi mie, zice Ilie, și viu este Domnul că vei avea să mănânci tu și casa ta, cât? Cât o ținut seceta. Atât a avut, pentru că l-a pus pe primul loc pe Dumnezeu. L-a pus pe primul loc pe Dumnezeu. Dragilor, avem în biserică câteva proiecte. Vreau să fac un pic de legătură în ceea ce am spus până acum. Și, într-adevăr, aceste proiecte se fac cu oameni, oameni devotați, oameni care se pun la îndemâna Domnului și, bineînțeles, și cu resurse financiare. S-a amintit de conferința de femei în data de 11 mai. După aceea, la sfârșitul lunii iunie, 28-29 iunie, va fi conferința ProLeader. ProLeader este o organizație, să zic așa, dar mai mult un seminar, un curs. Sunt doi frați păstori din România care se ocupă cu slujitorii din biserici. Anul trecut, parte din slujitori au participat la Stuttgart la această conferință și de data aceasta va fi la noi în biserică, 28-29 iunie, cu tema ucenicizare. Toți slujitorii din biserică, și nu numai, vor fi invitați, chemați la această conferință. După aceea, noi am închiriat o sală sus, un birou. Jumătate l-am împărțit, am făcut, știu eu, magazie, sunt lucruri care le depozităm acolo, iar jumătate din sala aceea, din biroul acela, o să facem cu ajutorul Domnului un studio de înregistrări video, podcasturi. Lucrurile sunt demarate, mergem înainte, căutăm, ne sfătuim să fie cât mai convenabil pentru fiecare dintre noi, din punct de vedere al finanțelor. După aceea, ajutorare în zonele din țară, investiții în tineri. Așteaptă tinerii, trebuie să le mai cumpărăm niște instrumente. Dragilor, dacă careva dintre voi are o nelămurire în privința aceasta, vă rog foarte mult, veniți și întrebați-ne. Bă, ce vreți să faceți? Uite, am auzit că, am aflat că, întrebați-ne, vă dăm explicații foarte mult. Dar nu duceți cuvântul așa cum l-a dus ea de acolo, risipă. Nu e risipă deloc și nu va fi risipă. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să gândim bine. Nu știu care a fost la rugăciune, cred că eram în partea cealaltă, că
când Dumnezeu ne-a vorbit, când căutam local. Căutam local și nu știam acum, era o opțiune să găsim în altă parte, să cumpărăm ceva, bine, distanță, fără acces, fără mașină, nicio șansă să ajungi acolo. Și Dumnezeu ne-a vorbit, țin minte, ne-a vorbit printr-un frate, printr-un slujitor al Domnului cu dar profetic, că nu se va face risipă. Așa a fost, nu? Nu se va face risipă. Și mulțumim Domnului că nu s-a făcut. De aceea vă rog foarte mult, lucrurile astea nu se pot face cu resturi, cu fărâmituri. În primul rând e vorba de atitudine și după aceea e vorba de dăruire. Mă dăruiesc în slujba Domnului. Revin la gândul care l-am avut. Aveți grijă de sufletele dumneavoastră. Ai grijă de sufletul tău. Păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Satură-te în primul rând cu cuvântul lui Dumnezeu. Strânge-l în inima ta ca să nu păcătuiesc. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Fă-ți provizii. Se spune aici că Domnul se uită la inimă. Da, categoric. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui. Omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Nu inima e problema. Problema e ce pui acolo în inimă. Inima e ca și o vistierie. Ce pui acolo? Dacă pui lucruri bune, lucruri bune vor ieși și pe gură și exteriorul la fel, categoric. Dacă ai lucruri rele, lucruri rele va ieși. De aceea, haide să fim înțelepți, frați și surori, să săturăm sufletul nostru, pentru că acesta este veșnic. Eu recunosc, eu vreau ca rugăciunea asta de încheiere care o facem, să ne cerem iertare Domnului că sufletul nostru l-am hrănit numai cu fărâmituri. Sau l-ați hrănit și v-ați uitat la tot felul de short-uri și videoclipuri de astea, nu de la noi din biserică, noastre bune, în altă parte, sau predici, sau alte învățături. Și atunci vii în biserică și auzi altceva. Și intri în contradicție la nivel de minte. Păi stai puțin că ăla, frate, ăla știu, uite câți abonați are, 68.000 și nu știu câți, nu? Și noi suntem 300 în adunare. Diferență, nu? Atenție mare! L-am mai sfătuit pe unul și pe altul în biserică. Pentru că acum eu nu sunt chiar așa de activ pe rețelele de socializare, dar mă uit la ce dați like-uri. Și mă uit la câte unul și dau un exemplu acum, un exemplu, dar îl văd pe unul că dă like la unul. Bă, și când mă uit așa, știi? Deci nu s-a întâmplat asta, numai te-am dat ca și exemplu, da? Bă, da, ăsta nu-și dă seama ce face. Adică în momentul în care tu bifești și dai like, înseamnă că ești de acord. Nici nu ai ascultat de fapt ce au zis. Poate. Dacă ai ascultat și ai auzit o prostie și ai dat like, e și mai grav. Deci atenție mare. Ce punem în inimă? Cu ce ne hrănim? Pentru că sufletul are nevoie în primul rând de cuvântul lui Dumnezeu. Are nevoie de părtășia bisericii. Căci acolo dă binecuvântarea unde sunt frații împreună. Veniți la casa Domnului, investiți-vă în această lucrare, puneți preț pe această lucrare, nu vă uitați că e distanță, niciodată nu m-am uitat la lucrurile astea, acum mă mai uit că s-o obosit, dar nu la altceva. Apreciem faptul că vin unii de la, fac, să zic așa, drumul ăsta săptămânal și sunt sute și mii de kilometri în fiecare săptămână lăsate numai pe drumuri. Și plus ca să mai vin și vineri seara la biserică, dacă e nevoie și sâmbătă, dacă și duminica tot timpul, nu. Eu vă spun categoric, Dumnezeu nu rămâne dator. Punct. Chiar dacă n-ar scrie în Biblie, dar scrie. Nu rămâne dator. Nici un picur de sudoare nu va fi de el uitat. Pentru că a coborât răsplată până la un pahar cu apă rece. Atât. Și eu predic aici de 45 de minute și răpsate. Nu.
Nu s-a gândit nimeni să-mi aduc un pahar cu apă. Nu o să aveți răsplată. Hai să stăm ridicați. Cu ce vrem să rămânem în dimineața asta din biserică când plecăm acasă? Dumnezeu se uită la inimă. Dumnezeu se uită la inimă, nu la ce izbește ochiul. 1. Puneți în inimă lucruri bune. Că la momentul potrivit să scoateți lucruri bune de acolo. Și după aceea, săturați-vă sufletul cu bucata întreagă, nu cu fărâmituri, cu resturi. Ce cade de la masa stăpânului, că s-ar putea să vină stăpânul cu mătura și vif, o măturat bucata, fărâmitura și a rămas unde-i, s-o dus. Nu? Domnul să binecuvinteze pe toți frații și surorile. Domnul să ne umple de Duhul Său cel Sfânt și de bucuria mântuirii. Dacă s-a dus bucuria mântuirii din inima ta, Dumnezeu să o restabilească astăzi în inima ta. Nu mai asculta vocea diavolului, minciunile lui care ți le spune în fiecare zi. Nu. Hristos și-a dat viața pentru tine, te-a iertat, dar tu fă-ți partea. Amin. Ne rugăm, ne cerem iertare pentru că n-am ținut cont de lucrurile astea și îi mulțumim pentru bucata întreagă care ne-o dă atât în mod spiritual în biserică și la părtășile care le avem, cât și în mod material, de pâinea cea de toate zilele care ne-o dă în fiecare zi. Fie ea în ce formă o fi, ne-o dă, ne-o dat-o și ne-o va da în continuare. Amin. Mulțumim Domnului.